Oamenii apelează din cele mai vechi timpuri la casele de amanet datorită posibilităților foarte rapide de a face rost de bani fără a cere ajutorul familiei, prietenilor, cunoștințelor, băncilor sau a altor instituții ce se ocupă de împrumuturi. Casele de amanet în secolul 21 oferă o mai mare încredere față de celelalte instituții financiare, bancare, nebancare, oferind clienților un grad de încredere mult mai sporit. Nevoile oamenilor fiind din ce în ce mai mari în ziua de astăzi, casa de amanet poate ajuta oamenii. Aș garanta bunurile pe un comision foarte mic, de 0,1% pe zi. Clienții caselor de amanet beneficiază de un contract bine stabilit, iar bunurile lor primesc și o garanție. Există un contract în care oamenii pot veni cu obiecte din aur, se evaluează la un preț destul de bun pe piață, se dă pe gramaj, prețul pe gramaj, iar oamenii în baza acelui contract au o garanție de 30 de zile contractuală și încă 90 de zile perioadă de grație. Condițiile de amanetare nu sunt deloc complicate. Clientul trebuie să aibă doar un act de identitate valabil. Cei mai fideli clienți ai caselor de amanet sunt angajații cu salarii modeste și pensionarii. Vin și cei tineri și cei bătrâni care au nevoie de o sumă de bani, fie mică, fie mai mare, care vor să obțină cel mai bun curs la schimb valutar. Statisticile arată că în ultima perioadă activitatea caselor de amanet a crescut cu 20%.